aceasta, un cuvânt din Cartea Filipeni, un cuvânt foarte cunoscut din Cartea Filipeni, un pasaj care a devenit o replică. O replică pasajul ăsta, o replică. Dacă îi spui cuiva că mântuirea e sigură, el o să spună, dar în Filipeni 2 cu 12 spune, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Gata, am încheiat discuția. Așa consideră unii, da? Noi considerăm că discuția nu e încheiată, că avea început. vă uh, vom citi versetul 12 și 13. Spune Apostolul Pavel, astfel dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremuri, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Amin. Amin. În seara aceasta, bineînțeles, după cum cred eu că e ușor de observat din pasajul acesta, aș dori să medităm puțin la responsabilitatea perseverării responsabilitatea perseverării. Responsabilitatea perseverării este de foarte multe ori uitată în cercurile celor care susțin doctrinele Harului, datorită faptului că se spune, Domnule Dumnezeu ne-a ales, suntem mântuiți, mântuirea e sigură în Domnul Isus Hristos, totul e adevărat până aici, cu siguranță o să perseverăm până la capăt. Da, perseverarea este sigură în viața celor care sunt copii al lui Dumnezeu dar nu este automată. Da? Este sigur că eu voi ajunge acasă, dar nu avung automat acasă. Trebuie să mă deplasez până la mașină, trebuie să deschid mașina, trebuie să mă sui în mașină, trebuie să conduc cu atenție și voi ajunge acasă. De preferat ar fi să avung viu, să nu avung cu ambulanța, să nu avung cu alte... Da? Să avung eu conducând. Dar ajung acasă. Este o siguranță din punctul meu de vedere lucrul acesta. Asta nu exclude nu exclude implicarea mea, efortul meu. Da? Nu ex exclude uh, angajarea întregii mele personalități în responsabilitatea pe care o am de făcut. La fel este și perseverarea. Perseverarea în Har, în Sfințenie, este o responsabilitate a credinciosului. Ea este sigură, dar este o responsabilitate a credinciosului. Uh, Haideți să ne uităm la câteva aspecte importante uh, care constituie această perseverare în Sfințenie. În primul rând, perseverarea este o consecință a lucrării lui Hristos față de noi și pentru noi. Este o consecință. De ce spun că este o consecință? Versetul 12. Luăm lucrul acesta din text. Spune astfel dar. Cuvântul dar, spuneți în dumneavoastră, sau când spui astfel dar, cu ce expresie ați putea să înlocuiți? Astfel dar, ce? Ca urmare, da? În concluzie, păi în concluzie la ce? Dacă spune astfel dar sau ca urmare sau în concluzie, înseamnă că perseverarea este o concluzie, este o urmare a ceva. Da? Rezultă din ceva. Perseverarea nu este primul lucru. A fost ceva înainte de ea. Astfel dar, în concluzie. În concluzie, de ce? Păi știți, este pasajul acesta foarte bine cunoscut, din, de la versetul 1 până la versetul 11, unde vorbește despre lucrarea Domnului Isus Hristos față de noi și pentru noi, lucrarea Domnului Isus pentru noi, jertfa Domnului Isus Hristos, da? Și față de noi, lăsându-ne un exemplu, da? Acestea sunt două lucruri pe care Domnul Isus Hristos le-a făcut prin lucrarea Lui. Ne-a procurat mântuirea, dar ne-a și lăsat un model, ne-a și lăsat un model. Pentru că, de fapt, în pasajul acesta, aceste două aspecte sunt îmbinate. Sunt îmbinate. Zice versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Isus. Isus și începe să ne prezinte coborârea Domnului Isus Hristos, întruparea lui, moartea Domnului Isus Hristos, înălțarea Domnului Isus Hristos, toată lucrarea Domnului Isus făcută față de noi, ca un exemplu, și pentru noi, procurându-ne mântuirea. Așadar, acest cuvânt, această expresie, astfel dar, concluzia aceasta, ne arată că perseverarea este o consecință, un rezultat al lucrării Domnului Isus Hristos. Adică eu mă uit la Domnul Isus care mi-a câștigat mântuirea și îmi duc mântuirea. Asta e consecința. Perseverez pentru că El mi-a cumpărat deja lucrul acesta. Mai perseverez și pentru că El mi-a arătat cum a făcut lucrarea de mântuire. Cum s-a dezbrăcat pe sine însuși, cum s-a smerit, cum s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Mi-a arătat lucrul acesta. Nu doar am făcut mântuirea, ci mi-a arătat, mi-a lăsat și un exemplu. Nu că eu îmi făptuie mântuirea, dar mi-a arătat un exemplu prin purtarea lui, prin felul în care s-a supus statului, prin felul în care a ascultat, prin felul în care a plătit prețul suprem pentru mântuirea noastră. Așadar, repet, perseverarea este o consecință a lucrării Domnului Isus Hristos. De asta El spune, după ce prezintă lucrarea Domnului, spune, spune astfel, dar, Domnule, uitându-te la ce a făcut Isus pentru tine și față de tine, perseverează până la capăt. Asta este punctul crucial. Nu știu dacă înțelegem greutatea acestei afirmații sau acestui aspect, dar ăsta este punctul crucial. Dacă eu nu înțeleg că Domnul Isus Hristos mi-a cumpărat mântuirea, dacă eu nu sunt atras de Domnul Isus Hristos, dacă eu nu mi-am pus credința în Domnul Isus Hristos, eu nu pot persevera. De fapt, esența perseverării asta este. Esența perseverării este să te uiți la Hristos și să mergi înainte. Asta e esența perseverării. Momentul în care eu sunt mântuit, Momentul în care sunt născut din nou, sau primesc mântuirea, sau mă convertesc, sau cred și mă pocăiesc. Momentul acela se face prin credință în față de Domnul Isus Hristos. Dar după momentul acela, continuarea nu se face altfel. Se face în același fel. Cum spune apostolul în Evrei, capitolul 12? Să ne uităm? Țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Nu știu că există un lucru mai profund să mergem spre altul. Nu! Continuarea, perseverarea constă într-o ațintire, într-o alipire, într-o agățare, într-o atârnare de persoana Domnului Isus Hristos. Așadar, în primul rând, perseverarea este o consecință a lucrării lui Hristos pentru noi și față de noi. În al doilea rând, perseverarea este o lucrare motivată de dragostea lui Dumnezeu. Zice astfel, dar, cum ne numește? Nu zice iubiților. Prea iubiților. Într-un anume sens, fiecare ființă creată de Dumnezeu este iubită de Dumnezeu, fiindcă e o făptură al lui Dumnezeu. Da? Este o dragoste generală, universală. Dar există o dragoste mântuitoare, specială, unică, pe care Dumnezeu o are pentru prea iubiții Lui, pentru aleșii Lui. Ăștia sunt prea iubiți. Nu o să găsiți această dragoste dată oricărui om nediscriminatoriu. Este o discriminare la acest tip dacă am putea să numim discriminare, cuvântul nu este bun, dar ca să arăt diferența. Acest tip de dragoste specifică este dată doar credincioșilor. Că dacă ar fi și a oamenilor din lume, nu le-ar mai spune lor prea iubiți. le ar spune prea iubiți toată lumea. Nu are niciun sens că mi-ai spus că sunt prea iubiți. Toți sunt prea iubiți și cei care se duc în ea despre iubiți. Nu? Îi numește prea iubiți pentru că ei se află într-o categorie spe specială în categoria celor care sunt iubiți de Dumnezeu cu o dragoste eternă. Efeseni, capitolul 1, ne arată că Dumnezeu din veșnicie, versetul 5, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați. De ce? Versetul 4, după ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat din veșnicie când ne-a rânduit, din dragostea ne-a rânduit să fim înfiați prin Isus Hristos. Efeseni, capitolul 2, Efesim capitolul 2 ne spune din nou. Dar Dumnezeu care este bogat în durare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era mor ne-a dus la viață. Din dragoste ne-a ales, din dragoste ne-a înviat sau ne-a născut din nou, ne-a mântuit și din dragoste, aceasta, din dragoste aceasta noi ne extragem puterea și motivația necesară ca să perseverăm. Noi nu perseverăm că Dumnezeu, că Dumnezeu ne trimite în iad. Dacă n-am perseverat. Dacă nu perseverezi, te duci în iad. Nu asta e motivația mea. Nu no, asta este motivația noastră. Este foarte grav. Să prezinți ca motivație principală, finală, ultimă, esențială pentru trăirea în credință frica. Este fatal, este greșit. Apostolul Ioan spune în prima lui epistolă că în dragoste nu este frică. Iar Ioan Botezătorul le spune la cei care vineau la botezul pocăinței, dar ei nu se pocăiau de fapt, Pui de năpuri, cine v-a să fugiți de? Păi ce, nu e bine să fugi de mânia viitoare? O, oh, bine să fugi de mânia viitoare. Dar nu asta este motivația, frica de mânia viitoare. Nu asta e motivația. Asta este o motivație insuficientă. Asta arată și trădează o inimă lipsită de autenticitate. Trădează de fapt o inimă prefăcută. O inimă ipocrită, care nu l iubește pe Dumnezeu. Ci doar să teme, e terorizată de Dumnezeu. Vrea să scape de... Pe el îl interesează de fapt să se folosească de Dumnezeu ca să scape de chinuri, de consecințe. Pe el nu îl interesează de Dumnezeu. Nu îl interesează. De aceea, pentru credincioși, Pavel folosește ca motivație pentru perseverență faptul că suntem prea iubiți. Și credincioșii din Filip aveau păcatele lor și greșelile lor și eșecurile lor. Dar dragostea necondiționată a lui Dumnezeu este aceea care ne face să ne ridicăm și să mergem mai departe. Dragostea lui Dumnezeu în textul acesta nu este o scuză pentru păcat. A, voi credeți că sunteți iubiți de Dumnezeu în orice circunstanță și puteți să faceți ce vreți voi. Greșit. Dragostea lui Dumnezeu, necondiționată față de mine, veșnică, eternă, care nu se schimbă, indiferent de faptele mele, nu mă face să rămân în păcat, ci mă face să mă ridic din păcat. Dragostea aceasta mă face să-mi fie rușine și să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu. Nu este o dragoste care îmi dă o licență uh, pentru păcat. Trăiește cum vrei tu, că Dumnezeu oricum te iubește. De ce nu le spune el? Astfel dar prea iubiților, ă, astfel dar prea gândiți-vă bine că dacă nu perseverați bine, Dumnezeu nu o să vă mai iubească și Dumnezeu să-și retragă iertarea deasupra voastră, voastră. Că ați făcătuit și dați ați perseverat. Nu el folosește ca motivație principală dragostea. Și întrebarea este de ce perseverăm noi? Din ce motivație? Al treilea aspect legat de perseverare. Perseverarea este o lucrare continuă. Este o lucrare continuă. Astfel, dar, prea după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți! Duceți! Ce vreau să spun cu cuvântul acesta continuu sau cu cuvântul duceți? Vreau să spun că trebuie să persevereți la propriu tot timpul. Deci noi nu perseverăm numai când suntem la adunare. Este o foarte mare eroare. Nu nu perseverăm numai când suntem în situații grele. Trebuie să perseverăm și atunci, într-un mod special. Noi trebuie să perseverăm în orice secundă. Perseverez dacă sunt la școală, dacă sunt la lucru, dacă sunt cu soția, dacă sunt cu copiii, dacă mă relaxez. Și atunci satana ai pe urmele mele. Și atunci firea își arată colții. Și atunci lumea cu ispitele ei își trimit aliații ca să îmi facă sfințirea praf. Și atunci, de aceea în fiecare secundă eu de fapt trebuie să-mi duc mântuirea. În fiecare moment. Noi nici nu putem preconiza toate momentele în care satana sau firea sau lumea ne-ar putea ispiti ca să abandonăm puțin procesul ăsta al perseverării. În fel și chip. Poate doar la nivelul gândului. În momentul în care am păcătuit, nu mai perseverez. Este o întrerupere a perseverării. Da? Am, când revin, e cu totul altceva. Dar este o scurcircuitare a perseverării. Ceva, ceva încetinește perseverarea acolo. Și lucrurile acestea pot să apară oricând. Într-o discuție care poate să ducă la o ceartă, într-o mânie, într-o răceală care apare, în familie, în biserică. Sunt sute mii, zeci de mii de lucruri și de situații care pot face ca perseverarea să înceteze. De aceea, Pavel ne arată că perseverarea este o treabă, o treabă destul de serioasă, da? E o treabă pe care trebuie să o facem continuu. În al patrulea rând, perseverarea este necesară până la... Ce spune aici? Până la capăt. Acum, știți că sunt. Este o boală, nu știu dacă v-a scăpat vreodată creștinătatea cu numele de boală asta. M-am botezat în anul 2007 pe 15 mai, da? Scrie eu aici. Botezat în anul 2007 pe 15 mai. Te întreabă cineva ceva, pune la îndoială sau nu pune la îndoială. Te cheamă să spui ceva despre viața ta cu Dumnezeu, tu îi spui când te-ai botezat. Sau, în alte cercuri, a fost și botezat cu Duhul Sfânt. Eu Am eu acolo când s-a întâmplat lucrul ăsta. Ok, dar de atunci până azi, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat de atunci până azi? De la data botezului, orice fel de botez. Vezi, este ispita asta de a mă încrede, de a crede că perseverarea mea este într-un fel asigurată de faptul că cândva am făcut un act. Și, într-un fel, trebuie să stau liniștit, că dacă ai făcut actul ăla nu mai am niciun fel de problemă. Dar nu este așa. Actul acela este un început care trebuie să fie urmat de o infinitate de acte, de acțiuni. O trăire continuă. Duceți și spuneți să facem lucrul acesta până la capăt, până la final. Până la final. Vedeți cât de serioasă e responsabilitatea pe care o avem asupra noastră. Și să ducem până la capăt mântuirea noastră. Al cincilea aspect, perseverarea este responsabilitatea omului mântuit. Da? Nu perseverează un om nemântuit. Și aici este eroarea în care cad cei din religiile tradiționale care spun nu, tu trebuie să perseverezi într-un fel, să faci multe fapte bune și la final Dumnezeu judecă dacă ești potrivit sau nu pentru mântuire. Biblia nu spune așa. Biblia spune că perseverarea este a omilor care sunt deja mântuiți. Să nu mai spun că această erezie, asta este o erezie, nu este o eroare, este o erezie, a intrat și în captele multor evanghelici care nu cred. Unii evanghelici care discuți cu ei și ei nu cred că sunt mântuiți. Ei cred doar că vor fi mântuiți. Ei spun, de ce îți mai spune Biblia să perseverezi ca să ai ca final al credinței mântuirea Sufletului, cum spune Petru? Pentru că nu ești mântuit. Dacă ai fi mântuit, nu ți-ar spune că mântuirea la viitor, spun ei. Stai puțin. Că Biblia vorbește în același timp despre mântuire la timpul trecut. Ce facem? Și-o fi pierdută asta mântuirea, așa cum ai pus-o la final? Nu putem să facem lucrul acesta, să, să, să uh, spunem niște erori și aberații de genul ăsta. Perseverarea este responsabilitatea omului care este mântuit. Eu trebuie să duc ceva ce am deja. Nu? Eu duc ceva ce am deja. Nu duc ceva ce nu am. Duceți până la capăt. Dom'le, zice să duc mântuirea, asta înseamnă că o am deja. Eu sunt un om mântuit. De aceea perseverez că sunt mântuit. Eu nu perseverez ca să fiu mântuit, ca să ajung mântuit. Da, într-un fel perseverez ca să am finalul mântuirii, da? Ultimul act al mântuirii de proslăvire. Aia este cu totul altceva. Dar nu că eu sunt nemântuit și sunt lăsat într-un fel de cursă din asta lungă în care m-a pus Dumnezeu, în care trebuie să alerg, și în funcție de ce o să, să, vadă la final, cum o să facă calculul, de fapte bune, de fapte nebune, de fapte sfinte, de fapte nesfinte, de fapte în ascultare, de fapte în neascultare, calculul cum îl face Dumnezeu, în funcție de asta Dumnezeu mă mântuiește sau nu. Este eronat. Este eronat și ăsta este motivul pentru care e atâta descurajare în viața multor membri din adunările evanghelice, pentru că oamenilor li se predică în multe locuri că nu au mântuirea, că mântuirea o să aibă la final. Să nu vă mai spun că lucrul acesta l-am auzit spus foarte de curând de la un anvon. Am predicat, am predicat din 1 Petru, capitolul 1. Și am prezentat mântuirea realizată de Dumnezeu. Și fratele a simțit așa cumva că ceva o lipsit de acolo. Răsit de acolo și s-a ridicat după mine și a completat așa, destul de apăsat, fraților, mântuirea ei. Suntem născuți din nou, dar mântuirea totuși la final. Nu să, deci să nu avem, da, cumva vreo neînțelege. Fratele au zis foarte bine, dar mântuirea ei totuși e undeva pe la capăt, pe acolo, da? Prin har ați fost mântuiți. Ați fost mântuiți, da? Și duc mântuirea asta pe care o am deja. nu vine să crezi și eu cred că vine vremea și să folosesc o expresie biblică și acum a și așa venit în care, în o vreme în care trebuie să le spui oamenilor că sunt mântuiți. Oamenilor care sunt biserică și aud Evanghelia. Dacă o mai aud. Bă, oameni buni, dacă auziți Evanghelia și o primiți și credeți în Domnul Isus, sunteți deja mântuiți. Nu, no, nu, cred că suntem mântuiți. Și ni se pare poate un lucru din asta simplu pe care va trebui să le explicăm oamenilor, să le băgăm oamenilor în în cap. Voi nu înțelegeți ce lucrare a venit să facă Domnul Isus Hristos în noi, prin Duhul Sfânt și prin Evanghelie, nici măcar primul lucru, mântuirea. Ajungem să ne întoarcem iară la primele lucruri care nu mai sunt înțelese și sunt distorsionate și satana să luptă împotriva lor, necuratul să luptă împotriva lor cu toată puterea lui. Să distrugă această lucrare pe care Domnul Isus Hristos o face, mântuirea. Ce putere și, vă întreb, ce putere și curaj să avem noi să mergem până la capăt dacă noi nu avem nicio siguranță că avem acum ceva? Ce siguranță? Ce putere ai? Da? Perseverarea este responsabilitatea omului mântuit. În a șaselea rând, perseverarea este o responsabilitate personală, dar și colectivă. Astfel, dar prea vedeți că spune aici, după cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Nu zice mântuirea comună, mântuirea voastră, da? Nu îi le cere Pavel să-i ducă până la capăt mântuirea lui. Ei de acolo să o ducă pe lor. Și fiecare s -o, duce pe, s o ducă pe lui. Dar folosește un plural pentru că el se adresează adunării și pentru că, într-un sens, adunarea are o responsabilitate colectivă față de perseverarea în credința tuturor membrilor ei. Eu nu am cum să spun că nu-mi pasă dacă cineva perseverează sau nu. Înțelege ce spun? Da, prima mea responsabilitate este față de mine. Dar imediat după aceea, în funcție de cercurile mele de influență, am o responsabilitate față de cei care sunt copiii lui Dumnezeu de lângă mine. De lângă mine. Am o responsabilitate față de mine și am o responsabilitate față de cei de lângă mine. Este o responsabilitate atât personală, dar și colectivă. Și, de fapt, ce facem altceva prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin adunările la care ne strângem, decât să ne întărim pentru a persevera pentru a persevera. Da? A șaptea observație. Perseverarea e o lucrare foarte serioasă. Ia zis ce spune aici. Prea iubiții trebuie să-și ducă la capăt mântuirea cu frică și cu tremur. Cu frică și cu tremur. De ce să ducă prea iubiții ăștia până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur? pentru că există o posibilitate reală ca ei să cadă? Nu! Există pericole? Da! Este posibil ca noi să păcătuim? Da! Este posibil ca să păcătuim într-o asemenea măsură încât Dumnezeu să ne ia, și dacă nu vă convine expresia, iertați-mă pentru ea, și să se dea cu noi de pământ? Da! Că cineva spune, a, dacă voi spuneți că mântuirea nu se pierde, Înseamnă că poți să faci ce vrei tu. Nu poți să faci ce vrei tu, tată. Nu spune Pavel în Galateni că am primit Duhul Sfânt, așa că nu mai puteți să faceți tot ce voiți. Dacă poți să faci tot ce vrei, nu ești mântuit, domnule. Tu nu înțelegi. A, poți să trăiești în păcat că ai primit mântuirea. Noi, care am murit în față de păcat, cum să mai trăim în păcat, spune? Am fost izbăviți de păcat. Cum să trăiești, domnule, în păcat dacă am fost izbăviți de păcat? Ce mântuire e aceea în care eu n-am fost izbăvit de păcat? Ce mântuire e aceea și ce lucrarea Duhului Sfânt e aia pe care eu am primit-o și care este activă în viața mea și care mă lasă să fac ce vreau eu? Așa că nu puteți face tot ce voiți. Nici măcar după mântuire nu avem liberă voință. Și că nu putem să facem tot ce voim. Dar e frumos lucrul ăsta. Ar fi vai și amar dacă Dumnezeu ne-a lăsat să facem tot ce voim. A Avivai și mare noi. Fiecare dintre noi știm de ce suntem în stare la anumite puncte din viața noastră în care Dumnezeu ne lasă puțin. Ni se pare nou că ne-a scăpat puțin și ne lasă să vedem de ce suntem în stare. De ce am fi în stare fără arul lui și fără lucrarea Duhului Sfânt. Frica și cu tremurul trebuie să aibă în vedere în primul rând, cred eu, nu pericolele reale care sunt pe cale, că sunt. Nu faptul că Dumnezeu ne poate pedepsi dacă nu perseverăm. Că se întâmplă lucrul acesta. Nu faptul că Dumnezeu, ascultați-mă, cred că Martin Lloyd Jones spunea lucrul acesta, ne poate face viața mizerabilă dacă nu ne pocăim. Dacă suntem copiii lui. Deci o să fie ne necredincioși și mult mai fericiți decât tine. Tu care ești copilul lui Dumnezeu și nu trăiești în, în credință cum vrea Dumnezeu. Dumnezeu se ocupă de tine. Dacă nu ești un fiu născut din curvie, Dumnezeu nu te lasă în păcat așa. Ah, că tu, tu, ești ales, Dumnezeu te lasă să trăiești în păcat. Nici vorba de așa ceva. Dar ce îmi creează mie frica și cu tremurul? Eu cred că în contextul acesta frica și cutremurul vine din observarea lucrării pe care Domnul Isus Hristos a făcut-o pentru noi. Imaginează-ți lucrul acesta că Dumnezeu din Dumnezeu adevărat s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Cum se e Domne, Dumnezeu chip de rob? Tu îți imaginezi ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea ta. Ce preț a plătit, ceea ce trebuie să mă înfioare pe mine este că Dumnezeu mi-a dat ceva, nu e un lucru ce mi-a dat Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat ceva ce a plătit cu prețul sângelui Fiului lui Dumnezeu. Asta trebuie să mă înfioare pe mine. Că Dumnezeu mi-a dat cel mai scump lucru care poate exista în universul ăsta. N-are cum să nu-ți fie frică. Te bucuri în același timp că ai cel mai de valoare lucru, dar ce e frică în același timp nu că îl pierzi, ci că ai un lucru foarte, foarte valoros. Foarte valoros. Mulți oameni nu pot să înțeleagă lucrul acesta. Deci mulți oameni nu pot să înțeleagă lucrul acesta și este un pasaj pe care l-am mai citit în locul acesta, dar este foarte sugestiv și important pentru discuția noastră, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Auzi, noi am primit o împărăție care nu se clatină. Deci da? nu ne clătim noi, nici noi, nici ea, că suntem împreună. Să ne arătăm mulțumitor și să aducem asa lui Dumnezeu o închinare plăcută. Deci atent. ai o împărăție care nu se clatină, să ne arătăm mulțumitor lui Dumnezeu. Până aici înțelegi, am o împărăție care nu se clatină. Normal că mulțumești pentru a face ceva, nu? Dacă împărăția nu se clatină. Și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, să lăudăm pe Dumnezeu. Sigur, înțelegem tot până aici. Mulțumim lui Dumnezeu, ne închinăm lui Dumnezeu, că avem o împărăție care nu se clatină. Are sens? Ai ceva care nu se clatină. Gloria lui Dumnezeu. Dar după aceea spune așa, cu evlave și cu frică. Asta nu ar să mă fac așa foarte vesel și foarte familiar așa față de Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu nostru este un foc misuitor. Cum, domnule, să aduc o închinare cu mulțumire, cu frică? Că Dumnezeu e nostru e un foc mistuitor? Da. Pentru că înțelegi magnitudinea lucrării pe care Dumnezeu a făcut-o în tine. Prețul, valoarea lucrării. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi? S-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob. S-a făcut asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca unul. S-a smerit. S-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Asta este lucrarea pe care a făcut-o Domnul Isus. Și lucrul acesta trebuie să mă facă să mă port cu atenție. Cu maximă atenție. Cu frică. Dar este o frică de aceasta care îți cuprinde toată ființa și care îți se datorează respectului care nu poate fi calculat pe care îl ai pentru Dumnezeu față de ceea ce a făcut El pentru tine. Că nu îl poți trata pe Dumnezeu cu ușurătate. Cu cât e mai valoros lucru pe care Dumnezeu ți l-a dat, cu atâta frica aceasta este mai profundă și autentică. Cu cât înțelegi cât de valoroasă e lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru tine, cu atâta te vei purta cu mai multă frică. Că vei înțelege prețul pe care l-a plătit de Dumnezeu. Când vei înțelege valoarea. Când vei înțelege valoarea. Da? De asta este o treabă foarte, foarte serioasă perseverare. Este serioasă nu pentru că ne putem pierde pentru totdeauna, ci este serioasă datorită a ceea ce Dumnezeu a plătit ca noi să ajungem în starea aceasta de har. În al optulea rând, perseverarea este dincolo și peste puterile omenești. Este dincolo și peste puterile omenești. Ia zice ce spune Scriptura. E interesant, nu ne spune să perseverăm, să perseverăm. Am accentuat deja lucrul acesta că perseverarea este lucrare continuă, nu numai când sunt eu de față, ci cu, mai, cu mult mai mult acum în lipsa mea. Și auziți ce spune, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Ce -ți spuneți asta? Dumnezeu spune perseverează, dar eu îți dau și voința și înfăptuirea. Asta înseamnă că lucrul acesta este dincolo de puterile mele. Dacă Dumnezeu ne-ar lăsa, punem o imposibilitate logică din cauza faptului că lucrarea mântuirii este de asemenea natură încât nu se pierde. Așa este lucrarea mântuirii. Da, dacă am pune această imposibilitate logică în discuție că ne lasă Dumnezeu la propriu mântuirea în mâinile noastre, cam cât ar dura până am pierde-o? Deci, natura lucrării lui Dumnezeu face ca ea să nu se piardă. Da, dacă am, am, am abera așa puțin, da? Cât am perseverat? o clipă. Și s-a terminat. Fiecare dintre noi, având sinceritatea necesară înaintea lui Dumnezeu, putem să recunoaștem că lucrul acesta este adevărat. John Piper spunea, dacă te trezești mâine dimineață și ești tot creștin, să știi că asta se datorează pe Dumnezeu, nu ție. Deci ai nicio legătură cu treaba asta. Pur și simplu, nicio legătură. Nu am vis câte drăcării ar putea să aducă diavolul în cap. Nu am vis. Să te trezești tulburat, să ai toată ziua întoarsă pe dos. Numai harul lui Dumnezeu, numai mâna lui Dumnezeu. De asta spune că Dumnezeu este acela care lucrează în noi și voința și înfăptuirea. De ce? Că perseverarea este o lucrare peste puterile noastre. Când auzi oamenii care vorbesc despre mântuire așa de mult în termeni omenești, pur omenești, tu trebuie să faci, tu poți să faci. Alții și-au făcut serii de predice. Ce poți să faci tu? Poți, vei reuși. Asta e povești muritoare. Asta este o prostie. Este o prostie. Și este o încărcare a oamenilor cu niște lucruri pe care ei nu pot să le facă și este o mințire a oamenilor și este o înșelare a oamenilor și este o depărtare a oamenilor de Dumnezeu. Asta este cel mai grav lucru. Este o depărtare a oamenilor de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos iarăși a fost un oponent foarte clar al liberei voințe. A liberei voințe nu a celor necredincioși. Că unii zic, a, ce necredincioși nu au liberei voință, că sunt rău păcatul, dar ăștia la alții au. Nu! Spune Domnul Iisus Hristos necredincioșilor. Despărțiți de mine? Nu puteți! Nu puteți! Nu, nu ne place să auzim asta. Nu puteți face nimic. Din ce punct de vedere? Din punct de vedere spiritual. Dacă rămânem în Hristos, dacă perseverăm, dacă suntem lângă Domnul Iisus Hristos, putem să rodim ceva, putem să mergem înainte. Despărțiți de Hristos spune nu putem să facem din punct de vedere spiritual nimic. Nimic! 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 Pavel a fost și el un oponent foarte serios și puternic acest lucru când spune: Știu că nimic bun, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Nimic bun. Și de aceea în el nu putem face nimic. Să înțelegem lucrul acesta că perseverența este ceva dincolo de puterile noastre. Vrea Pavel și vreau eu să aduc disperarea în viața credincioșilor când spun lucrul acesta, nici vorbă. Ci vreau să arăt că pentru a persevera, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să plecăm genunchiul jos. Că fără Dumnezeu nu facem absolut nimic. Asta e te terminați fără el. Asta vreau să spun. Asta e singurul lucru pe care vreau să spun. Vreau să spun că Dumnezeu are toată disponibilitatea ca noi să perseverăm, dar vreau să spun în același timp că fără El nu putem persevera. Că lucrul acesta este dincolo de puterile noastre. Asta e primul lucru. Înainte să știm unde avem soluția pentru perseverare, trebuie să știm că lucrul ăsta este dincolo de puterea omenească. Omul căzut în păcat și regenerat și regenerat după aceea tot nu poate persevera. Mă auziți? Regenerarea nu este suficientă pentru perseverare. Este importantă, dar nu e suficientă. Pentru că Biblia ne arată în locul acesta că deasupra regenerării sau în plus față de regenerare, Dumnezeu mai face ceva. Deci Dumnezeu a făcut totul pentru tine. Acum rămâne ca tu. Nu e așa. Nu este așa. Nu este așa. Și haideți să ne uităm mai departe. A noua observație. Perseverarea este împlinită, da? este desăvârșită, este dusă până la capăt doar datorită lucrării lui Dumnezeu. i auziți, că Dumnezeu este acela, foarte important cuvântul ăsta, care, înțelegeți de ce am spus, că regenerarea nu este suficientă, este importantă, este o temelie a vieții noastre. Dar nu e suficientă. Că Dumnezeu ce face? Dumnezeu nu spune. Dumnezeu face galerie. Așa îmi imaginez că unii vorbesc. Când vorbesc despre, perseverare, așa îmi imaginez. Atât accent este pus pe om, vedeți, mi se pare, pare, că Dumnezeu e un simplu spectator. Să uite, hai mă, ți-am dat vântul ce vrei ceva să mi mai dau? Ți-am dat pe Hristos, să am dat Duhul Sfânt, să am dat nașterea Domnului, ce, ce vrei să mi mai dau? Ce aș putea să-ți mai dau? Ți-am dat totul, nu mai am P ce să, să fac. Asta Dacă tu nu poți persevera și nu vrei să perseverezi, îmi pare rău. Eu am crezut în tine, eu am avut așteptări de la tine, mi-am pus de la tine. Dacă tu nu vrei să perseverezi, ce să fac? asta e. Nu e așa. Spune că -și Dumnezeu este o motivație care el o dă aici. Du-ți mântuirea până la capăt. Și dă o motivație. Că -și Dumnezeu este acela care lucrează. Dumnezeu este activ deja. Ce mă încurajează pe mine să perseverez? Că Dumnezeu este deja la lucru. Acum să nu ne așteptăm că să avem un fel de aparat din ăsta spiritual cu beculețe în care să ni se arate când începe Dumnezeu să lucreze în noi. Dumnezeu lucrează tot timpul noi. Și când simțim noi că lucrează, și când nu simțim că lucrează. Și când vedem că lucrează, și când nu mai vedem că lucrează. Dumnezeu lucrează totdeauna în noi. Deci eu ca și... Eu mă declar, n-am niciun fel de problemă, domnule. Eu cu Calvinistul ăla, tata lor, da, cu Jean Calvin, cu... a fost un om, Jean Calvin, da? Eu sunt cu el, da? Dar eu cred lucrul acesta foarte clar. Eu cred că Dumnezeu ă, ă, face această lucrare în felul următor în viața mea. Îmi spune să-mi duc mântuirea până la capăt, eu îmi iau responsabilitatea aceasta, nu aștept beculețele să aprindă acolo, nici să-mi sună soneria, cred că Dumnezeu este deja la lucru și eu mă duc și trăiesc în perseverența asta, pur și simplu. Nu aștept nimic. Nu aștept nimic. Dumnezeu este deja la lucru acolo. Și eu perseverez deja. Și lucrul acesta mă ferește de descurajare. Mă de descurajare. Și chiar când mă simt, chiar când nu văd, chiar când nu simt că Dumnezeu lucrează, chiar când există un faliment, ceea ce mă face să mă ridic nu este că nu mai am nicio șansă la mântuire, că chiar de data asta am făcut-o grav. Ceea ce mă ajută să mă ridic, ceea ce mă încurajează, este că știu că Dumnezeu este acela care lucrează. Și când mă lasă Dumnezeu într-o situație extremă, poate să fac un lucru neîngăduit, mi-a permis Dumnezeu... Cu siguranță Dumnezeu va întoarce lucrul același spre binele meu ca să mă smerească și să mă arate neputința mea și să mă leg mai tare de el și să mă apropii mai tare de el și să progresez mai mult decât am făcut-o înainte. Decât am făcut-o înainte. Mie asta mi se pare o mântuire glorioasă, nu mântuirea în care Dumnezeu stă pe margine și face galerie și strigă la mine ca să perseverez. Dumnezeu, zice aici, este acela care lucrează. A 10 -a observație. Perseverarea este o lucrare realizată în lăuntru omului. În lăuntru omului. Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Diferența dintre creștinism și alte secte care s-au aciuat așa, s-au strâns pe lângă creștinism, este următoarea. Diferența dintre creștinismul autentic și orice altceva. Deci nu limităm noi creștinismul la vreo denominație, deși noi știm foarte bine, nu? Credința adevărată e credința baptistă reformată. Dar mai sunt și alții care Domnul, din fericire pentru ei, îi primește în planul mântuirii și a pus acolo. Dar unii zic că Dumnezeu, până la nu știu ce punct, lucrează peste om. Pe lângă om. Cu omul. Nu, Biblia spune aici că Dumnezeu este acela care lucrează în noi. Și acum aș vrea să vă întreb foarte serios. Dumnezeu, simțiți? Aveți așa un fel de... Simțiți când Dumnezeu începe să lucreze în voi? Nu, nu, mă împringi Dumnezeu. Sper. Simțiți? Nu știți când nu lucrează Dumnezeu în noi, nu? Pe păi cum Dumnezeu? Iarăși revin la discuția asta care este foarte importantă. Dumnezeu nu ne întreabă întâi? Auzi, vrei în secunda următoare să lucrezi în tine sau nu? A, mă mai gândesc, nu am chef. Azi. Sau acum. La treaba asta, nu. Nu ne cere Dumnezeu acceptul? Nu? ești sigur? Cum Dumnezeu lucrează în noi? Dar revin, diferența fundamentală între creștinismul autentic și orice altă religie este faptul că Dumnezeu nu lucrează peste noi, lângă noi, cu cot la cot cu noi, ci că Dumnezeu lucrează înăuntru nostru. Dumnezeu nu vrea să ne facă morali. Dumnezeu vrea să ne transforme pe dinăuntru. Domnul Iisus Hristos a acuzat de-a lungul timpului, în perioada lucrării sale, și când vorbea cu poporul și învăța și când a vorbit în mod special cu farisei, nu curățați partea din afara blidului, a paharului. Și prin sunteți niște morminte, pline de oasele morților, văruite pe din afară, arătați bine pe din afară, nebuni și ori, Curățați partea din acolo e problema. Vă voi tăia împrejur, nu zice carnea, Domnul, vine vremea când voi tăia împrejur, inima! Voi scoate inima de piatră și voi da una de carne. Asta este lucrarea pe care continuă să facă Dumnezeu în noi. Ne regenerează, lucrează înăuntru și Dumnezeu continuă să lucreze tot înăuntru. Dumnezeu nu vrea să ne facă numai niște oameni morali, drăguți, care ne purtăm foarte frumos. Ca și lumea seculară din vestul Europei. Suntem niște oameni foarte respectabili, niște oameni extraordinari din punct de vedere moral, dar înăuntru suntem plini de putreziciune spirituală și morală. Nu asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea să facă o schimbare adevărată. Dar să știți, asta va aduce și va pune la zid tot moralismul și legalismul din adunări. Tot îl va pune la zid. A, ești mântuit dacă vii la noi și te-ai botezat, care este un act exterior. Dacă vii la noi și ți-ai schimbat fusta, este un act exterior. Dacă vii la noi și ți-ai pus ceva în cap, este un act exterior. Eu nu mă înțelegi, Nu grăsit, Eu nu bajocoresc lucrurile acestea. Ferească-mă Dumnezeu nu le bajocoresc, ci spun că sunt acte exterioare. Și noi trebuie să aducem la rădăcina problemei, care este lăuntru omului. Și omul este atât de stricat, că și după regenerare regenerarea are nevoie de o lucrare continuă a lui Dumnezeu în noi. Eu nu pot să vin după 50 de ani de pocăință înaintea lui Dumnezeu și să spun, uite, Doamne, să-ți arăt ce am făcut după ce tu m-ai mântuit. După ce m-ai mântuit. Mântuirea mi-a dat totul, dar după ce tu m-ai mântuit, uite ce am făcut eu. Și Dumnezeu spune, știi ce? Eu am lucrat în tine. Dar probabil că dacă trăiesc 50 de ani cu senzația că eu am făcut, probabil că n-am nicio treabă cu Dumnezeu. Dacă eu n-am văzut lucrarea lui Dumnezeu acolo. Vreau să fac a 11 -a observație. Perseverarea este o lucrare care îi face plăcere lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui. Noi avem siguranța aceasta că lui Dumnezeu îi face plăcere ca noi să perseverăm. Și bine am face și bine ar fi ca și nouă să, să ne facă plăcere, să-i facem plăcere lui Dumnezeu când perseverăm. Dacă lui Dumnezeu îi face plăcere când eu perseverez, atunci bine aș face să perseverez, nu? Ca să-i fac plăcere lui Dumnezeu. O persoană de care te îndrăgostești este o persoană care dorești să-i faci plăcere. Când nu mai vei să faci plăcere, nu mai iubești în realitate. Nu mai iubești în realitate. Vorbim de dragostea adevărată. Dumnezeu este o persoană căruia. Care îi face plăcere ca noi să perseverăm. Ca noi să perseverăm. Dumnezeu îi face plăcere lucrul acesta. Penultima observație. Perseverarea, sper că e penultima, dacă nu mai vine una, două între timp. Perseverarea este o lucrare care implică voință și acțiune. Cum sună? Implică voință și acțiune. Aleluia. Deci să nu aștept că perseverarea, așa un fel de mers pe val. Aceasta este o eroare, să știți, în mișcarea reformată că unii cred. Că am fost mântuit, da, noi mergem până la capăt, dar așa mergem pe val. Nu avem treabă. Noi plutim așa. Este mântuiți cu adevărat, să nu ca ăștia la... Noi plutim așa în mântuire. Nu avem niciun stres. Vedeți că Biblia vorbește despre perseverare în termenii luptei. În termenii împotrivirii diavolului. În termenii silirii. Zice Pavel, mă silesc să-i fiu plăcut în orice lucru. Să nu mă aștept să-mi vină. Să-mi vină să citesc din Biblie. Să-mi vină să mă rog. Să-mi vină să mă duc la biserică. Va trebui în multe momente să mă silesc să fac lucrurile acestea. Să depun efort, energie. Să mă străduiesc. Voi nu v-ați împotrivit încă? Păi nu vine așa ca pe val? Nu? Dați la o parte orice piedică, pă păcatul care vă înfășoară așa de lecție. Este o luptă, frați și surori. Este nevoie să depunem o energie. Este nevoie ca voința noastră să fie pusă la lucru. Este nevoie să ne consumăm în treaba asta perseverării. Ea este sigură. Ea este certă în planul și în hotărârea lui Dumnezeu. Ea este certă pentru toți oamenii născuți din nou, dar nu exclude efortul uman. Nu exclude implicarea umană. Nu exclude lupta mea. Pavel vorbește, mă lupt. Mă port astru cu trupul meu. Nu la lucrurile să meargă de la sine. Mă sfințesc că am grijă de viața mea. Ca să nu fiu descalificat. Înțelegeți lucrul acesta care este foarte important. Perseverarea este o lucrare care implică, aș spune că asta este esența perseverării. O voință și o acțiune, o voință care duce la acțiune, o voință și o înfăptuire pusă în slujba lui Dumnezeu. Că de fapt trăirea mea este direcționată de ceea ce vreau să fac și de ceea ce înfăptuiesc în urma dorințelor mele sau voinței mele, nu? Vreau un lucru și îl fac. Asta este perseverarea. Trăirea, fie în păcat, fie în sfințenie. Și lucrurile acestea trebuie să le pun în slujba lui Dumnezeu. Sub altă formă, Apostolul Pavel prezintă același lucru, dar sunt zeci de pasaje în Sfânta Scriptură, zeci de pasaje în Sfânta Scriptură pe care le-am putea cita în locul acesta. Pavel zice în felul următor. Romani, capitolul 6, să nu mai dați, versetul 13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca a vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Mă pun cu toată ființa mea, cu toată persoana mea în slujba lui Dumnezeu și trăiesc pentru Dumnezeu. Dar, o ultimă observație, perseverarea este o lucrare făcută prin voință și fapte care nu sunt de origine umană. Înțelegeți diferența? Deci implică voința și fapta, voința și acțiunea. Dar asta nu este de origine umană. De ce spun lucrul acesta? Pentru că așa spune Pavel. Ce altă justificare a putea sau nu? Filozofică nu prea am. Auzi ce spune. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Să vedeți ce frumos e lucrul ăsta. E fantastic. Să presupunem că într-o zi nu vrei să perseverezi. Și se întâmplă zile în care nu vrei să perseverezi în anumite domenii. În anumite relații, în anumite momente, în anumite situații, da? în anumite circunstanțe. Nu vrei să perseverezi. Nu vrei. Vrei să faci altceva. Dar zice Biblia că dacă nu vrei, Dumnezeu ce face? Îți dă și voința. Că zic oamenii în felul următor. Ascultați ce e important lucrul acesta. Textul e foarte clar. La majoritatea oamenilor nu citesc versetul 13, nu a 12. A, duceți până la capăt mântuirea voastră. Duceți până la capăt mântuirea voastră. Mă, numai satana o tăia din Biblie și o scos din context versetele ca să-l încerce nebunul de el să rătăcească pe Domnul Iisus Hristos. Da? Și pervers. Îl scoate din context, că următorul verset spune că Dumnezeu îți dă după plăcerea Lui și voința și făpturia. Oamenii zic în felul următor, unii dintre ei. Într-adevăr, noi perseverăm până în momentul în care nu mai vrem să perseverăm. Zice, citez, citez din predică. Nimic nu ne poate despărți de dragostea Lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, afară de voința ta. Alo, voința mea e în controlul Duhului Sfânt. Voința mea este, îmi este dată, lucrată, prelucrată de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îmi prelucrează voința și eu într-o zi nu mai vreau să perseverez și rămân în starea aceea, este datorită faptului că Dumnezeu nu mi-a mai dat voință. Că El spune că perseverează. Cum, Doamne, să perseverez? Îți dau și voința și înfăpturile. A, atunci perseverez. Dumnezeu lucrează și voința, dar auziți, Dumnezeu lucrează și înfăptuirea. Că de la voință Până la fată există o distanță pentru unii foarte mare de parcurs. Vrei dar n -apui să faci? Din cauza multor lucruri. Sunt atâtea piedici, atâtea păcate, atâtea uh, lucruri pe care diavolul le lasă în calea noastră și firea le scoate în inima noastră ca să întrerupă procesul acesta de perseverare, dar peste toate lucrurile acestea sau toate lucrurile acestea dispar sau se rup, să... Dumnezeu le dau la o parte prin faptul că Dumnezeu face ca voința mea sub puterea, călăuzirea, lucrarea, prelucrarea Duhului Sfânt să ajungă în fapt, în acțiune. Și lucrurile să se întâmplă în fiecare secundă. Faptul că noi nu percepem cum se întâmplă asta în noi, asta este cu totul altceva, dar Dumnezeu ne promite că face lucrul acesta. Ne promite că face lucrul acesta. Așadar, aceasta este lucrarea perseverării pe care Dumnezeu o lucrează în noi și aș vrea să mai observați un aspect pe care anume l-a lăsat la urmă și peste care am trecut, zice așa, astfel, dar prea după cum? Totdeauna ați fost ascultători. Eu vă întreb și vă rog să-mi spuneți. Credeți că pentru oamenii ăștia era valabil versetul pe care îl spune Ioan? Cine zice că n-are păcat este un mincinos? Era adevărat și pentru ei. Putem spune noi că ei niciodată n-au făcut un păcat după ce au fost mântuiți? Nu. Dar și ce putem spune? Putem spune că din momentul în care s-au întors la Dumnezeu, stilul lor de viață, trăirea lor, ca principiu, viața lor, când te uitai la viața lor, în ciuda anumitor momente, era o viață de ascultare. Și el spune, după cum totdeauna ați fost ascultători, fiți în continuare cum ați fost din totdeauna. Motivația care este? Și aceasta este legătura care este făcută între versetul 12 și versetul 13. Versetul 12 ne arată responsabilitatea noastră și versetul 13 nu ne arată partea lui Dumnezeu. Știți ce spune unii? Versetul 12 partea lui Dumnezeu, versetul 13 partea noastră. Greșit! Versetul 12 ne arată partea, versetul 12 ne arată partea noastră, să ducem mântuirea până la capăt. Versetul 13 ne arată că partea noastră e făcută cu puterea lui Dumnezeu în întregime. Cam asta. Deci nu e că Dumnezeu în parte, jumate tu, jumate eu. Dumnezeu face un pas, hai după mine. N-ai făcut asta, este ai abandonat procesul perseverent. Nu e așa. Nu este așa. Dumnezeu mi-arată că 100% din partea mea este lucrată de Dumnezeu în mine. El lucrează și îmi dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Și din punctul meu de vedere, nu există nicio altă explicație, sau dacă ar exista vreo altă explicație, este o aberație care să spună că da, noi cădem din dragostea lui Dumnezeu, cădem din mântuire, cădem din perseverare, dacă noi nu vrem. Domnule, noi de multe ori nu vrem. Și ce, ce discutăm aici? Că n-am înțeles. Noi de multe ori credincioși recunoaștem, Domnul este te dacă ești în locul acesta și tu totdeauna ai vrut să perseverezi. Uite că eu n-am vrut, nu s-a așa sfânt ca tine. Dar pot să spun că în situații foarte importante din viață am văzut mai mult ca altă dată că Dumnezeu a lucrat în mine și voința și înfăptuirea. Ia auzi ce spune Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni 1 cu 11. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și fiți atenți ce spune aici. Ne rugăm ca Dumnezeul nostru să umple sau să împlinească în voi, să este, este cuvântul, să umple. Folosind în Scriptură pentru plinătate. Să umple în voi, în voi, cu putere, orice dorință de bună. Cum să umple Domnule Dumnezeu viața mea cu dorință de bunătate. Deci nu că nu te poți lăuda cu voința și cu înfăptuirea, nu te poți lăuda nici măcar cu dorința de bunătate. Vrei să faci binele, vrei să faci fapta bună. Dar nu fapta bună când dai un sărac. Fapta bună trăind în fiecare zi cum vrea Dumnezeu. Dorința asta de unde vine? De la Dumnezeu vine. Zice Dumnezeu să împlinească în voi cu putere orice, orice Înțelegeți asta? Orice dorință de bunătate. Nici măcar cu dorințele bune nu mă polau, da? Orice dorință de bunătate și auziți. Și orice lucrare. Deci, de la dorință până la lucrare este o distanță, cum a spus. Dumnezeu lucrează și dorința și lucrează și lucrarea. Dar zice, lucrarea izvorită din credință. Noi știm credința este darul lui Dumnezeu. Credința fără fapte e moartă. Dumnezeu lucrează și credința în noi și fapta rezultată din credință. Înțelegeți? Procesul acesta al perseverării în care Dumnezeu ne-a pus este un proces în care Dumnezeu este implicat activ de la începutul nașterii din nou până momentul în care ne ducem acasă la Domnul. De ce face Dumnezeu lucrul acesta? Pentru ca în numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El potrivit cu Harul lui Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos. Și eu vă spun că diavolul nu va putea să-L bajocorească niciodată pe Dumnezeu că este un singur credincios. În toată istoria omenirii în care Dumnezeu a început o lucrare și n-a dus la bun sfârșit cel credincios începe ceva și duce la bun sfârșit. Dumnezeu, care este Tatăl nostru, începe ceva și duce la bun sfârșit. Dacă nu ai dorința și sigur nu o ai fără El, ți-o dă El. Dacă nu ai voința și sigur nu o ai fără El, ți-o dă El. Eu n-aș vrea să dau speranță credincioșilor că au ceva fără Dumnezeu. N-aș vrea să dau asta. Nu este Evanghelia curată a Domnului Iisus Hristos. Nu avem nimic fără Dumnezeu. Și unii repetă. Aberația asta în continuu. Și parcă îți fixați pe ea. Da, dacă eu vreau. Adică tu vrei să spui că ăla, dacă vreau, eu activează toată lucrarea lui Dumnezeu. Vrutul ăla tău e mai mare decât toată lucrarea lui Dumnezeu. Tot planul de mântuire al lui Dumnezeu cade. Toată lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu în Hristos, în Duhul Sfânt, înainte de veșnicie. Totul e egal cu zero dacă eu nu vreau. Este o mare aberație. Este o mare aberație. Pentru că Scriptura ne arată că și dacă ar fi așa, să depinde de voința mea și de dorința mea, astea îmi sunt date de Dumnezeu oricum. Aceasta este siguranța pe care o dă Dumnezeu credincioșilor. Când ne uităm în scriptură la lucrarea perseverării, noi nu spunem niciodată ferească Dumnezeu că noi nu trebuie să perseverăm. Nu, domnule, ci noi spunem în felul următor, că cine este mântuit va persevera. Dar știți că nu le convine treaba asta, așa asta este, asta este unul dintre lucrurile pe care le amendează. A, voi vreți să spuneți că ea toți care nu perseverat, nu au fost niciodată mântuiți? Exact aia vrem să spunem. Ai, lucrul ăsta puțin ai înțeles bine, dar exact asta am vrut să spunem. De ce vrem să spunem noi asta? Vrem să spunem lucrul acesta pentru că credem că lucrarea pe care Dumnezeu o face în om este o lucrare serioasă, nu superficială. Și vreau să nu-mi bat joc ca alții de Dumnezeu și să spun că Dumnezeu face niște lucrări superficiale care nu ajung domnule să meargă până la capăt. Și lucrul acesta este justificat în foarte multe locuri din Sfânta Scriptură. Spune Biblia, știți, în pilda semănătorului, sămânța căzută pe stâncă, zice că a primit cuvântul lui Dumnezeu în dată cu bucurie. Dar zice, crede până la o vreme. Ce spune acolo? De ce crede până la o vreme? Și fiindcă nu are rădăcină, fiindcă n-a pus o temelie a nașterii din nou acolo, n-a fost realitate, a fost o credință superficială, mentală, mărturisitoare, nu mântuitoare, născută din nașterea din nou, crede până la o vreme. Când vine o încercare, o plăcere a lumii, ceva foarte bine cosmetizat de diavolul, s-a făcut praf totul. În seara aceasta am, am, dorit să vă prezint acest mesaj pentru a vă arăta că perseverarea în har, multele lucruri care ne sunt spuse aici, este o certitudine pentru cei credincioși. În același timp, ea implică, implică total ființa noastră. Implică total ființa noastră. Și repet, nu așteptăm beculețe care să aprindă să știm că Dumnezeu lucrează, că El lucrează sigur. El ne-a promis că face lucrul acesta și bazați pe promisiunea Lui, pe dragostea Lui, suntem motivați să mergem înainte pentru gloria Lui Dumnezeu și pentru binele nostru etern al sufletelor noastre și a veșniciei petrecute cu Dumnezeu. Amin.